Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de la ferma lui Ion. Mă aflu în garajel pentru că dacă tot avem tractorașul ăsta de la Lizard, MN90 ăsta, vreau să-i dau o pornire. A pornit? Mamă, mamă, abia o ia. Văd că îi merge și priza de forță. Bun, ce vreau să fac cu tractorașul ăsta e în felul următor. Vreau să leg greblătoarea după el pentru că mă gândesc că o să meargă, o să poată să o ducă, să greble, mai ales că e foarte, foarte ușoară, nu cred că ar avea nicio complicație să nu poată să tragă greblătoarea după el. Și greblătoarea am lăsat-o acolo în garajelul ăla din spate. Stați așa să schimbăm puțin și camera aici, să ne meargă frumos. Camera de la interior cu spatele și cu fața, să vedem așa frumos când dăm cu spatele, cam moi roțile de pe față, dar merge. Am pus lucrător automat să încosească acolo în continuare iarba, pentru că așa o să avansez puțin mai repede. Dacă tot avem 11.000, nu stăm foarte, foarte prost. Cu banii, bine, nu stăm nici foarte bine, dar îmi permit să pun un lucrător automat, pentru că mi-a foarte puțin bani. Și eu să mă apuc de greblat, să greblu puțin iarba cu tractorașul ăsta mic. Așa pot să avansez puțin mai repede. Bun. Așa. Se pare că merge ok. Chiar bagă și viteză, 19 la oră. Bun, 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 bun. Deja îl văd și pe celălalt tractor, UTB-ul vine frumos cu cosituarea încoace. El își face trebușoara. Ăsta frumos de la interior. Aveam un mod. Așa, și dacă îi dădeam eu bătaie la asta, așa, îmi ținea linia dreaptă. Pentru că am primit aici un mesaj pe telefon. Așa, hai că a mers asta, a mers ceva. Mai avem modulețul ăsta alt care, din nou, e foarte, foarte ca lumea, pentru că îți faci treaba cu el. Cumva e un mod automat, un lucrător automat, dar nu e, pentru că el nu întoarce la capete, nu face nimic, nu e ca și cum ar fi... Nu e ca și cum ar fi cosplay-ul, dar îți faci treaba cu el. Îți faci treaba cu el pentru că, opa, acum ar trebui eu să mă duc. Ăsta l-aș strânge pe două brazde. L-aș strânge pe două brazde toată iarba asta și să facem baloți. Să nu nici să fie foarte, foarte subțiri rândurile. Mai bine să fie mai groase, zic eu. Așa că îi dăm bătaie. Îi dăm bătaie aici frumos. Tractorul cosește 11.562. Am mulțumesc frumos pentru modul cu convertitul banilor, cu bani în românești, cu lei. L-am pus, dar e o mică problemă când îmi convertește banii, îmi dă doar din 11.000 de euro, îmi dă doar 58 de milioane. Bani vechi. Asta ar veni cam 1000 și ceva de euro. Deci pierd o grămadă de bani. Când îmi convertește banii, pierd foarte, foarte mult bani și nu prea mi-a plăcut treaba asta. Chiar înainte de clipuleț l-am probat modul. Convertitorul automat îi convertește automat, așa că îți convertește tot gen și prețurile la utilajele din shop, absolut tot. Doar că mi-a foarte, foarte mult din bani. S-a spus, îmi dă doar 1000 de euro din banii mei în bani românești. Așa că nu prea mi-a convenit trebușoara asta, pentru că eu am 11.000 de euro și să-mi dea 1.000 doar în lei românești, nu prea mi-a convenit situația, așa că i-am lăsat în euro. Dacă o să găsesc eu pe acolo vreo setare, ceva să pot să-i convertesc ca lumea, o să-l băgăm. Dacă nu, lăsăm așa în euro, dar mersi frumos pentru comenzi și pentru moduleț. Chiar e ca lumea modul, dacă vreți să vă jucați cu el. O să vi-l las în descrierea la clipul ăsta, dacă nu uit, dacă vreți să vă băgați voi și vă puteți băga bănișori dacă vreți și convertiți acolo frumos în lei și nu mai aveți nicio treabă. Bun. Eu îi dau în continuare. Mamă, sună frumos tractorașul ăsta de la Lizard. Chiar îmi place sunetul lui. Chiar e foarte ca lumea. Și își face și treabă. Dacă mergem cu 20 la oră la greblat, aici facem două linii, din celălalt mai facem încă două linii și am scăpat, ne-am scos practic. Plus de alta m-am gândit la o chestie foarte interesantă, cum ar fi să
Nu știu dacă o să funcționeze, să iau misiunea cu baloți, că avem o misiune în care trebuie să facem baloți și zlăcosim și să folosesc balotiera din misiune pentru a-mi face mie baloții. Nu știu cum ar funcționa chestia asta, dacă ar funcționa, bineînțeles, pentru că nu am probat-o, dar ar fi o chestie ca lumea dacă ar funcționa, pentru că aș câștiga câțiva bani acolo, în plus că nu ar trebui să iau o balotieră, practic să-mi îmbaloteze mie toată iarba asta. Dar cred că balotiera aia nu face silici, cred că făcea doar balot simpli. Am nevoie de balotieră care să-mi facă silici, deci nu e bună opțiunea. Tot eu perdeam, chiar dacă mă chinuiam să vin până aici să fac toată treaba asta, aș fi ieșit eu perzând, pentru că nu am ce să fac cu ea, că aia face balos normal și eu vreau să-i fac silici. Bine, după aia eventual să iau un înfoliator și să-i înfoliez, dar e mult mai mult timp, așa mai degrabă luăm o balotieră care mi-i înfoliază direct, mi-i face din aia rotunzi. O să ne trebuiască un încărcător frontal ceva ca să putem să-i... ca să putem să-i încărcăm. O să ne trebuiască... și eu n-am încărcător frontal pe tractor, eventual luăm unul în chirie. Ăla la tractor nu știu ce face, dar văd că am luat-o pe arătură. Lucrătorul ăsta meu automat, nu știu ce detectează el aici, de ce a venit încoace cu cosutoarea ridicată. Și o lua de aici încolo, nu știu de ce nu vrea să vină la capăt. Aici, tată, la capăt. Aici, la capăt, că nu se face nimeni nimic. Așa. Oare dacă îl pun eu de aici o să funcționeze ca lumea sau îmi face figură? Ia să-i dăm un lucrător automat. Hai, du-te. Nu te mai gândi, dacă se gândește de două ori e rău, pentru că o ia raznă, se duce unde vrea el. Văd că acum merge bine și ar mai avea încă o tură de posit. Mă apropii până lângă copaci, până în hat acolo cu vecinul, că e terenul meu, practic. Bun. Aici ce aveam? Așa. Și dăm frumos o accelerare. Și am plecat. Am plecat pe rândul. Asta îmi ține rândul drept dacă vreau să mă joc de la interior. Practic nu trebuie să trag eu foarte tare de volan. Pot să ridic mâna și el îmi ține rânduleanul drept. Bă, dar iese praf de la iarba asta și din spate la greblătoare. Nu mă așteptam să scoată chiar atâta de mult praf. Uitați ce comic, cât de frumos e tractorașul acolo pe tricou și eu cu tractorașul ăsta aici la greblat. Dă-i. Dar merge chiar foarte bine. Își face treaba. Își scoate bănișor. Nu știu exact cât costă tractorașul ăsta, dacă într-un viitor o să vreau să-l vând, dar deocamdată îl ținem pentru că e bun. M-aș risca și m-aș duce și la pădure cu el, doar că nu știu dacă are atașament pentru remorcuța aia mică. Nu cred că are. Deci o să trebuiască ori să vindem remorca, ori dacă nu, să încercăm să ne ducem cu Mercedes-ul la pădure, sau când tăiem copacii ăștia să mergem cu Mercedes-ul, să-i tragem, să-i cărăm cu remorcuța aceea. Bun, văd că ălalalt o cosit, nu-mi place treaba asta, stați așa un pic. Când umblă lucrătorul automat așa de aiurea, îl mai pune o dată din celălalt capăt, probabil el nu detectează, pentru că am început eu să cosesc rău, dacă începeam invers, el detectează că așa calcă iarba cumva și de asta o ia razna și nu merge ca lumea. Dar dacă aș fi cosit eu invers, dacă începeam eu să cosesc și să mă duc la rotund, nu mi-ar mai fi dat problema asta. Dar am greșit eu acolo, că am început să cosesc din capătul celălalt. Așa, ia să-i dau eu puțin până în față și pun de aici lucrătorul automat încolo. Hai, pop. Am și cord play-ul. Chiar aș fi putut să pun cord play-ul, dar v-am spus și la începutul seriei. Am urcat puțin cu mod prețul la lucrători automați, să ne ia un pic mai mult și practic așa angajăm o persoană să lucreze pentru noi. Dacă erau terenurile nasoale, aș fi pus cosplay-ul, sincer, dar lucrătorul automat astea le citește, văd că destul de ok, mai face el câte o figură, ați văzut, dar merge destul de ok, așa că n-am de ce să mă preocup. Bun, hai să-i dăm noi aici bătaie în continuare cu lizarduleanul ăsta și cu greblătoarea. Mai trebuie încă o dată să mai vin pe cealaltă bandă în sus, să-l lipesc de ălalalt și avem un rând făcut. După aia alealte 3 de mi le-a cosit, acum practic sunt 4, pentru că sunt 4 treceri, 1, 2, 3 și acum vine în jos cu a 4-a.
sper să nu se blocheze pe aici prin copaci. Merge păsitoarea destul de aproape de pinii ăștia. Dacă nu-i luăm și doborâm, dar în episodul de astăzi avem treabă. Avem treabă cu baloții și cu toate astea. Nu ne apucăm încă de pădure. Copacii lăsăm pe iarnă, la iarnă, când nu avem ce face, ne apucăm de tăia copaci. Mamă, ce patinează ăsta la întoarcere. Hai, tată, fa. Așa. Bun. Îi dăm aici un pam. Hai, da. Dăm viteză. Și acum ne punem toată iarba pe brazdă. Se face brăzduleana destul de groasă, nu? Da, bun, numai bună pentru baloteră. Bă, o să scoatem ceva balos de aici, pentru că a fost ceva iarbă, bună iarba. Văd că facem un rând destul de gros și destul de măricel. Așa că o să scoatem baloți. UTB-ul meu s-a oprit acolo, săracul. I-aș da ăsta să meargă cu lucrătorul automat, la tractorașul ăsta mic, dar mi-e cam frică să nu se ducă el să o ia razna și ăsta și să-mi strice toate rândurile. Ajung în capăt și iau eu cositoarea și cosesc până aici jos. Acum m-aș risca eu să-l pun aici pe lucrător automat și să fug eu repede, doar că sunt curios să văd ce face, cum o ia. Dacă ține rândul sau o ia razna. Mă uit o secundă la el să văd cum merge. Mamă, dar doar femei lucrează astăzi pentru mine, nu vrea niciun bărbat să vină la lucru. Așa, bun. Vă văd că ține rândul. Hai să fug repede în UTB. Și să-i dau eu bătaie cu ăsta. Hai repede că mă ajunge celălalt și dă-mi mine. Hai, tată, hai. Bun, văd că UTB-ul s-a cam dus un sfert de rezervor de motorină. Deci consumă motorină, nu glumă. Săracul e și murdar, e și ruginit, e vai mama lui. Dar o să ne cumpărăm când o să avem bănișori, când o să facem niște bănișori. O să ne cumpărăm un UTB mai ca lumea, cu mai nou, cu mai multe opțiuni, cu viteză mai mare, cu mai multe chestii, dar deocamdată eu nu-mi permit să-mi cumpăr 4 porci, da, păi să-mi cumpăr un UTB sau câteva găini acolo. Bine, îmi permit să-mi iau câteva găini, cam 11.000, dar n-am mâncare pentru ele, așa că degeaba le cumpăr. Stați să mai fac și aici o mică trecere, că e bună și iarba asta de aici, nu ne vine rău deloc. Așa, bun. Și ăla la altul mic vine încoace cu grebla, văd. Ăsta. Aș putea să mă duc să parchez direct cositoarea, dar vreau să ajung ăsta la capăt, sunt curios. S-a și blocat acolo un copac. Eram curios să văd dacă trece de copac. Da, văd că aici copacul ăla cam strică mie situația. Domnul copac aici, da. Ei venim noi de hack, o să-l tăiem de aici, o să-l scoatem. Mi se pare că îl detectează lucrătorul automat de face el manevra asta aici, sau detectează așa cumva terenul și ne face manevră. Habar nu am, dar mie mi se pare că detectează un copac ceva acolo și de asta se întoarce el. Dar o să-l tai copacul ăla de acolo, plus pinii ăștia. Ar mai merge cosit puțin de aici din hat, pentru că mai am încă puțin. Eu încă aș mai putea da o brazdă cu cositoarea aici în partea dreaptă și printre copaci ăștia, pentru că jumătatea e a mea, jumătatea e a vecinului. Bine, chiar două brazde ar merge, zic eu, dacă aș curăța zona de tufișul și aș tăia pinii ăștia de aici. Dar o să fac și treaba asta, o să facem și curățenie generală aici la fermă. Așa, stați să o punem și pe asta aici frumos pe rând. Nu lăsăm nimic, domnule, nimic. Așa, bun, bă, și eu vreau să mă chinui numai cu UTB. Am fost uitat de tractorașul ăsta mic. Uite cât de bine merge el la... Cât de bine merge el la greblat. Își face treaba nemaipomenit. Așa. Bun, și acum mai dăm viteză la asta. Așa, hai să lăsăm frumos cositoarea, că am pus lucrătorul automat. Opa, cultura asta văd că nu se strică, nu e a mea, de asta nu se strică, e a vecinului. Așa, bun. Cositoarea asta, problemă. Problemă pentru că nu pot să o las ridicată în sus. Nu pot să o desleg ridicată în sus după tractor. Așa că o să-i fac un loc aici, sper să-mi încap. Și o lăsăm aici jos, să stea și asta la protecție, doar că
o să ne trebuiască acum în felul următor. O să ne trebuiască o balotieră, să ne luăm o balotieră în chirie și ceva încărcător frontal și o remorcuță să putem încărca baloții, să-i aducem aici în bază să fermenteze, că nu-i pot lăsa nici pe câmp, că după ce-i las pe câmp și crește iarba, călcăm iarba și pierdem din valoare. Îi trebuie aduși aici în bază descărcați și puși la fermentat până o să fermenteze și o să aibă și un preț convenabil și bun ca să pot eu să-i vând la un preț ca lumea, la un preț decent. Așa că hai să vedem noi aici la Șopuleanu, venim frumos aici la remorci, ne ducem la balotiere, unde avem balotierele? Aici. Și eu aș opta pentru o balotieră pătrată, dar fiind foarte mari nu o să pot să le duc cu tractorul meu, așa că o să trebuiască să optăm pentru ceva mai mic, dar ceva cu un foliator ne trebuie nouă, așa că nu știu exact dacă am vreun mod sau o să trebuiască să iau ceva din joc. Da, cred că o să trebuiască să o luăm pe asta din joc. Avem asta de la Fend, din nou face de 150. Îi face de 150 și își înfoliază, ne costă 84.000, iar are nevoie de 140 de cai, asta 150 de cai. Nu sunt 150, 84 și asta. Asta înfoliază și asta, da, înfoliază 125, dar nu face de 150. Aș face baloți de 150 puțin mai măricei. 84, iar asta 140 de cai, la fel 84.000. Bun, cât ne-ar lua dacă am luat în chirie treaba asta de la Fend? Așa, ăsta nu ne interesează, nu vreau să mai dau bani în plus pe el. Viteză, i-aș băga un 20 la oră, are de ajuns. Iar culoarea la baloți, albi, verzi. Uite, aș face așa culoarea asta, verzul, cu 84.500 pentru 4.309. Bun, deci e cât de cât ok. Nu e foarte, foarte scump, dar nici foarte ieftin. 4.000 sunt câțiva euro în momentul de față pentru mine. Lucrătorul meu își face treaba aici, văd că merge, mai are de făcut încă o întoarcere acolo la capăt. Hai să fugim noi atunci, repede la shop. Mergem să ne luăm balotiera și mai avem 6.000 de euro. Bă, a fost o investiție destul de măricică asta pentru mine, chiar dacă nu pare, cine știe ce să iei o balotieră în chirie cu 4.000, dar alta nu aveam. Și moduri cu balotiere mi-a fost lene să instalez, că 100% mai sunt moduri cu balotiere ceva mai ieftine și care și înfoliază, bineînțeles, dar știam că am câteva balotiere, dar am activat moduri cu balotiere de fapt și de drept, dar nu care și înfoliază, pentru că nu m-am gândit că o să fac silici chiar așa din prima, dar e o afacere bună. Dacă aș fi avut mai mulți bani, aș fi cumpărat un bunker, să băgăm iarba acolo, compactam și făceam silos direct și vindeam silozul. Ar fi fost puțin mai simplu, dar nu avem bani, ne trebuie bani și de remorcă, banii pentru bunker unde să punem iarba, așa că e puțin mai complicat. Mai degrabă facem baloți, că ăștia avem spațiu de depozitare. Plus că o să ăștia 6.000, o să ne trebuiască bănișori pentru remorcă, plus bănișori pentru un încărcător frontal să-i încărcăm. Nu am atașament la UTB, așa că o să trebuiască să iau un utilaj ceva de aici ca să pot să-i încarc. Cu 2-3 țepi, să pot să înțep balotul și să-i cărăm. Așa, vai mamă cât e de mare. Ouliu, nu știu zău ce să zic eu cu balotiera asta. Bă, e cam mare, nu știu dacă o să ducă UTB-ul. Încercăm. Stați să fugim repede până în ăsta la altul, că eram sigur că a făcut ceva, a făcut de-a lui. Așa. Hai să lăsăm în jos și văd că mai are o trecere de făcut. Dacă îl bag eu nițel între rândurile astea și îi dau așa frumos un tășulean, oare se ține de treabă? Ajungă în capăt cu brazda făcută și nu mai vreau nimic de la... nu mai vreau nimic de la el. Așa. Bun. Mare Fendul ăsta. Balotiera asta de la Fend o trage tractorul. Așa pe roți, vă dați seama că o trag și două persoane după ea împinș, dar i-am băgat eu 20 de km la oră acolo, dar nu știu zău în brazdă cum o să se descurce. Băi, e mai mare ca tractorul, voi o vedeți. Eu nu am crezut că e chiar așa de mare. Bine că astea cu un foliator oricum sunt puțin mai mari, dar nu mă așteptam să fie, sincer, chiar atât de mare. Băi, e mare la meu de tot. Așa. Abia trec prin fermă cu el, prin porți, cu dita mai balotiera. Așa. Bă,
poate o duce. Poate o duce foarte lent, dar o să o ducă, mă gândesc. Bun. Stai acolo, stai acolo, stai acolo. Uite-le ce repede întoarce. Stai aici, tată, gata. S-ai terminat... Ți-ai terminat activitatea. Ăsta îl lăsăm frumușel aici. Pam. Îl și oprim, pentru că deocamdată nu mai... Nu vrea să se oprească. Gata, s-a oprit, pentru că deocamdată nu mai avem nevoie de el. Și venim aici frumos. Dăm un F1. Deschidem frumos doamna balotieră. Activăm descărcarea automată. Bun. Și schimbăm mărimea baloților la 150 de cm. Bun. 3 2. Îmi zice că n-am acces la pământ. Cum gâtul mătii să n-am acces dacă ia-mi eu pământ. Probabil îl citea pe celălalt. Și hai să ne băgăm la făcut baloți. Așa, avem un 60-70. Mamă, văd că se încarcă destul de... Hopa, 100%. Mamă, cred că o să... Trebuie să am mult mai multă grijă acolo jos la... La numărătoare, pentru că se umple foarte, foarte repede cu iarbă. Prin rândurile foarte groase. Bă, dar o duce asta cu 20 la oră? Am zis eu că nu știu dacă o să o ducă, dar văd că nu prea are treabă băiețanul meu cu balotiera asta. Hopa, că am lăsat puțină iarbă acolo în urmă. Văd că mi-a juc 20 la oră. Câtă viteză i-am băgat eu la tractor, cu atât aduce la balotiera, cu atât o duce, văd că 97, 98, 99, 100%. Ha. Ușurel așa. Ușurel, ca să-i facem bine, nu trebuie să ne grăbim, că oricum nu ne grăbește nimeni. Îi facem bine și nu vreau să am surpriză, că las foarte multă iarbă pe aici pe teren, dar văd că o să ne iasă câțiva. Chiar sunt curios câți baloți o să ne iasă dintr-o cosire. Practic am cosit 8, 98, mamă ce frânare am băgat, 100. Sunt foarte curios să văd câți baloți o să-mi iasă dintr-o cosire de pe terenul ăsta. Deja văd că avem 4. Dacă coseam de 2 sau de 3 ori, mă gândesc că are și o cantitate bunicică de baloți sau de silici din toată iarba asta. E ca lumea, pentru că o să avem și de mâncare la animale. Terenul ăsta oricum o să-l lăsăm cu iarbă. Dacă ne-a venit așa cu iarbă, o să-l lăsăm cu iarbă, pentru că ne vine bine iarba pentru animăluțe, pentru a face treburile astea, pentru orice. Chiar și așa, să strângi iarba cu remorcă e mult mai simplu, dar e mai puțin bani. Ai strâns iarba frumos cu o remorcă și ai dus și ai vândut-o și ți-ai luat un bănișor acolo să mai faci o mișcare. Așa, bun. Op. Hai, tata. Merge foarte repede, parcă e gândită treaba asta, la viteza care o dau eu, plus înfoliatul, e cam același timp și cu umplerea care se umple 100%, ia uitați, e fix când lasă balotul. Deci ca și cum ar fi fost calculată treaba asta, dar nu a calculat-o nimeni. E pur și simplu o coincidență. Că mă gândesc că dacă mergi mai încet, balotul ți-l lasă jos și tu încă nu ai umplut. Încă n-ai umplut balotiera și el deja ți-l-a lăsat jos, balotul. Plus că aveam o balotieră foarte interesantă, cred că o mai am. Care avea două depozite de fân, cum ar veni. Bine, asta nu e prea foarte realistă treaba, dar mai avea un depozit în timp ce el îți era plin și până îți scotea balotul, până făcea tot procesul ăsta de a-ți da balotul afară, de a nu știu ce, se umplea celălalt depozit și tu așa nu te opreai practic niciodată, făceai din mers în continuu baloți. Mamă, ce se urcă călare acolo, hai că îl trag și pe ăla după mine. Văd că am făcut câțiva baloți. Acum sunt curios câți o să fie în total. 98. Uite, aici l-am păcălit pe ăsta cu o bucățică de iarbă, pentru că am frânat acolo în față. Așa, și n-am mai dat în mine. Dă puțin cu spatele, că vreau să iau și bucățica aia de iarbă de acolo. Nu vreau să las nimic. Lăsăm pământul berberit. Bănișori. Vreau să fi dat și cu niște îngrășământ, sincer. Aș fi dat cu niște îngrășământ pe teren, pe iarbă aici, pentru că o să iau productivitate 100% dacă dau cu îngrășământ. Așa, nu știu exact câtă iarbă o să scot. Terenul era fertilizat, venea fertilizat 100%.
toate câmpurile vin pe harta asta, din câte am observat, eu fertilizate 100%, fără piatră, fără nimic, vin perfecte, puse la punct, fără iarbă. Așa că, uuliu, m-am dus, tata, aici, m-am dus tare. Așa. Așa că acum, gata, nu mai e 50% fertilizat, n-o să mai luăm bănișorii pe care am luat dacă ar fi fertilizat. Hai că mai avem puțin, mai avem vreo jumătate de teren și ieșim cu ei. Bă, mi-au ieșit câțiva, nu i-am numărat, după aia venim și numărăm să vedem chiar de curiozitate câți valos ne-au ieșit. Ne scoatem un profit, ne scoatem oricum banii de i-am investit pe balotieră și pe lucrător automat. Zic eu că o să ne scoatem 100%. Așa. Opa, aici mi-a rămas o bucățică mică de iarbă. Un 2% acolo, mi-a rămas un 2%. Așa. Op. Iarăși îmi rămâne aici, pentru că fac mereu prostia asta. Trebuie să mă opresc puțin mai în spate. Sau dacă nu, să nu merg așa de repede, ca să nu-mi rămână iarba. Ar trebui să mă opresc înainte de 100%, la 90%, sau să merg, uite, așa mai... Să merg, uite, așa mai lejer. Op, că iară m-am dus. Degeaba. Tot am apăsat acolo cu piciorul pe accelerație. Cum am știut eu. Dar oricum, hai că nu mai e... Nu mai avem foarte mult, ne mai iese un balot și un pic. 98, 99, 100%. Ăsta și poate ne mai iese unul. Poate, dacă strâng bine toată iarba, ar trebui să mai iasă încă un balot. Zic eu, dacă e bună treaba aici, dacă calculează bine balotiera noastră toată iarba. 70, 80, 92, bă, aș putea să-l păcălesc, să nu credeți voi. Cu ce avem aici bucățica asta de... 100%, da, l-am păcălit. Așa, bun, hai să luăm până își face ăsta trebușoara, hai să luăm tractorașul. Lizardul ăsta și să vedem câți baloți avem. Începem așa, numărăm din 2 în 2, să vedem câți baloți ne-au ieșit. Deci aici avem o dată 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 până aici în deal. Până la balotul ăla de acolo, de vedem în față, avem 9 baloți. 10, 11, 12, 13. Ar fi fost ca lumea dacă aveam o numărătoare la balotieră. Mi se pare că este un mod cu o numărătoare la balotieră care îți arată câți baloți ți-au ieșit. Așa. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 de baloți. Bă, bun, 21 de baloți, de 150 de silici. E binișor. Când o să se transforme în silici, o să fie treaba ca lumea, pentru că o să luăm ceva bănișor pe aici. Sunt curios cam ce preț ar avea siligiu. Oh, ok, acum îți dă și un save. Ia să vedem, venim repede aici la siligi. 152, 158 și nu mai crește. Aici văd că mai crește puțin, dar 189 ajunge în ianuarie. Deci numai bine, noi suntem acum în octombrie. În august. Op. Suntem în august, pardon. Numai bine, până în ianuarie ei fermentează și o să le mai crească prețul, ar putea să ajungă la 189. Bă, câteodată și mai... Pardon, vedeți acum e cel mai jos preț. Câteodată și mai bate recordul de aici de la nebunia asta de... Știți, de la prețurile astea pe stații, cum ar veni pe anotimpuri, pentru că am întâlnit produse care mi-arătau tot așa că erau un maxim de 2000 și au ajuns până la 3000. Urcă puțin mai mult și mai bate recordul ăsta de aici. Deci în ianuarie, februarie, pe acolo o să putem să vindem ca lumea. Uite aici, în martie începe să scadă și de aici deja, pentru că este iarbă. Practic, animalele mănâncă iarna. Decembrie, ianuarie, februarie, martie,
până iese iarba verde, le mănâncă silici și de asta e mai scump, e mult mai căutat. Ok, deci să știm, în ianuarie, februarie, dacă are preț bun siligiu, îl luăm și îl vindem pe tot. Vindem toți baloții, 21 de bucăți din astea de balot. Acum avem nevoie de o remorcuță, de un încărcător frontal și să ne apucăm de strâns baloții. Dar treaba asta o să o facem în episodul următor, pentru că m-am lungit foarte mult și cu episodul ăsta și nu vreau să vă plictisesc, să vă țin foarte mult de povești. Așa că nu uitați, dacă v-a plăcut episodul și vă plac episoadele și vreți să continuăm seria asta frumoasă, apăsați acolo pe butonașul de like, dați un share, un subscribe. Vă aștept și pe Discord, acolo găsiți toate modulețele astea cu care mă joc eu și mai găsiți și în descrierea la clipulețele mele. Așa că, astea fiind spuse, eu am fost Visogame și până data viitoare v-am salutat. Pa, 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 pa.